Salutare tuturor! Sunt Ada, iar acestea sunt recomandările TV pentru astăzi. De la ora 20, HBO prezintă filmul We'll Never Have Paris. Într-o poveste bazată pe fapte reale, Queen se află de mai mulți ani într-o relație cu Devon și este pregătit să-i propună să se căsătorească. Asta până când o colegă superbă, blondă, îi spune că e îndrăgostită de el. Imediat, Queen are îndoiel în legătură cu măritișul și își încheie relația cu iubita lui. Însă după o scurtă legătură cu blonda, Queen își dă seama că a făcut o mare greșeală. I'm sorry, I don't cook. My family ordered in a lot when I was a kid. De la ora 23 pe Cinemax rulează episodul 5 din cel de-al doilea sezon al serialului The Nick. John Thackeray este un chirurg genial, însă dependent de droguri, care împinge limitele medicinei, moralității și rasei într-un spital din New Yorkul anilor 1900. În sezonul 2, absența lui Thackeray, lipsa pacienților bogați și greșelile financiare au făcut ca administrația spitalului să hotărască închiderea locației din centrul orașului și mutarea într-o zonă selectă. Things have changed, but the show must go on. I want to make history. Where do we start? Pe TV 1000, de la ora 23.45, puteți urmări thrillerul Byzantium. Această producție este o fantezie stilată despre o mamă și fiica ei, ambele vampiri, care trebuie să se descurce cu problemele vieții eterne. Cele două femei misterioase, care caută refugiu într-o stațiune de pe malul mării, sunt adăpostite într-un hotel părăsit. În timp ce vestea despre secretul lor se răspândește, trecutul le prinde din urmă, având consecințe fatale. Forgive me for what I must do. Only those prepared to die will find eternal life. Acestea au fost informațiile TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte recomandări. Vizionare plăcută!